Am să vă prezint transpunerea unei directive europene de o deosebită însemnătate în domeniul comunicațiilor, în special în partea de stimulare a competitivității și a liberei concurențe. Acest proiect nu este în premieră în Europa, el a fost implementat în foarte multe state europene, susținut de Uniunea Europeană, a fost promovat ca un proiect esențial pentru bunul mers al comunicațiilor și a dezvoltării comunicațiilor. El sprijină în mod deosebit apariția de operatori mici pe piață, impunerea lor, faptul că aceștia vin cu servicii atractive, îi conduce înspre atragerea de clienți de la operatorii mai vechi pe piață, care s-ar putea ca în anumite perioade să aibă o atitudine de imobilitate. Din acest motiv, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană și cu adoptarea acquis-ului comunitar, s-a pus și pentru România problema adoptării și a regulamentelor cu privire la portabilitatea numelor. Aceste regulamente au fost transpuse prin două decizii ale președintelui ANRC-ului, care au stabilit cadrul general de implementare a portabilității numerelor în România. Ce s-a realizat, de fapt, prin aceste două decizii? În primul și primul rând, toți operatorii au fost adunați la aceeași masă, s-a stabilit o comisie tehnică ce a început să transpună și să stabilească pașii care trebuie urmați pentru ca portabilitatea să devină de la o directivă o realitate și pentru România. În aceste lungi dezbateri cu operatorii, practic, s-a stabilit odată cu mecanismele tehnice, atât cele legate de stabilirea modului de rutare, stabilirea structurii mesajelor, stabilirea timpilor în care anumite operațiuni trebuie rezolvate de către participanții la această activitate. Au fost stabilite de asemenea condițiile economice cu privire la realizarea portabilității, aceste condiții economice prevăzând în mod deosebit faptul că utilizatorul telefonului mobil trebuie să beneficieze de acest serviciu și acest serviciu nu trebuie să îi încarce în mod deosebit costurile. Un alt subiect care a fost dezbătut legat de structura tehnică a portabilității este cel legat de arhitectură. Este normal că o convenție între operatori în care fiecare să realizeze acorduri bilaterale cu fiecare nu este fezabilă pentru acest gen de proiect. Din acest motiv s-a ajuns la o soluție de o bază de date centralizată în care operatorii, pe baza unor protocoale de comunicații standardizate, schimbă aceste mesaje între ei. Această formă de organizare a proiectului a permis practic ca toți operatorii să aibă un acces nediscriminatoriu, accesul să fie asigurat într-un mod optim, permițând în același timp și autorității de reglementare să urmărească modul în care operatorii se achită de obligațiile pe care le au în ceea ce privește portarea. Și aici mă refer la o serie de statistici care au fost implementate cu privire la comportamentul operatorilor, cu modul de a răspunde la o cerere de portare, cu privire la modul în care s-a încadrat în perioadele de timp prevăzute pentru derularea acestei activități. Fluxurile principale care sunt înregistrate cu privire la portare sunt cele legate de utilizarea unui număr existent într-o altă rețea decât a furnizorului care îl deține prin licență. Este vorba de deconectarea sau revenirea la numerele portate la care furnizorul inițial deținea licența și modificarea unor informații de rutare, apeluri către numere portate. Schematic am încercat să pun pe acest slide cam care ar fi fluxurile de portare. Cel care inițiază portare este clientul care se adresează noului operator la care dorește să-și mute numărul. Acest operator informează prin intermediul bazei de date centralizate operatorul donor. Acesta îi răspunde da sau nu, sau în mod justificat prin condiții tehnice, poate să refuze pentru o anumită perioadă de timp portarea numărului.
aveți în acest slide pagina principală de cerere de portare pentru un abonat. Ea este concepută în așa fel încât să asigure toate informațiile necesare, urmând ca pe baza acestor informații să se deruleze pașii următori, și anume operatorul care primește numărul, recipientul, dă ordinul de portare. Acest ordin de portare este transpus la o dată convenită cu operatorul donor în realitate. În momentul în care ambii operatori și-au realizat sarcinile pe care le presupune, și aici este vorba de introducerea în schema de rutare a acestor numere și de realizarea eventual în cadrul telefoniei fixe a unor operațiuni de comutare, se trece la confirmarea portării. La nivelul fiecărui mesaj se realizează validările, atât ceea ce privește structura mesajelor. Este un proces tranzacțional, la fiecare tranzacție existând timp de răspuns care sunt impuși, în așa fel încât fiecare operator trebuie să răspundă. Anumite mesaje care nu au fost tranzacționate la momentul potrivit pot să fie invalidate. Acestea cauzând ulterior o analiză a NRC-ului dedicat operatorilor care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile. De asemenea, au fost văzute mecanisme de buffering care să permită stabilirea unui număr de tranzacții zilnic, în așa fel încât să nu se înregistreze nici blocaje în activitatea operatorului. Acest buffering are rolul de a permite acomodarea sistemelor de copii sale operatorilor cu sistemul bazei de date centralizate, în așa fel încât fluxurile de portare să se deruleze uniform. În condițiile în care operatorii, în special cei de mobilie, beneficiază de o tehnologie de care portarea se poate realiza mult mai ușor decât domeniul telefoniei fixe și care își generează pe co-office-uri prin interfețe automată pentru elaborarea portării, practic sistemul de buffering permite ca să crească numărul de tranzacții care se realizează într-o perioadă de timp, făcând posibil ca portarea să se realizeze într-un interval de câteva minute pentru utilizatorii de telefoane mobile. Am realizat de asemenea trei interfețe. V-am spus, există interfața automată pentru serviciile web, în așa fel încât portarea se desfășoară foarte ușor. Există o interfață grafică pentru operațiunile manuale, este dedicată special operatorilor mici, în fază de început ale activității, și există un portal de web cu informare pentru clienți. Sistemul este scalabil, a fost construit într-o arhitectură care permite dezvoltarea lui de rând, așa că de performanțele sistemului să nu aibă de suferit odată cu creșterea tranzacției. Securitatea este de asemenea realizată prin implementarea unor mijloace de semnare cu certificate digitale și criptarea mesajelor. Sistemul de portabilitate influențează toate sistemele interne ale operatorilor, de office-urile, bazele de date cu privire la rutare. Din acest motiv este foarte important ca sincronizarea de bază de date centralizată și bazele de date operatorilor să fie perfect pusă acum. Astăzi sistemul este în testare. Colegii dumneavoastră care lucrează în partea de pregătire a rutării au fost în contact cu noi, au primit toți parole și user pentru a accesa sistemul de portare și așteptăm partea lor eventuală rapoarte de bază pe care, sincer, vă spunem în directorii, făcând toate testele interne, dar cu cât să fie mai mulți experiențe uită la aplicație, cu atât va fi mai bine în faza de producție. Ea este prevăzută să pornească în data de 21 octombrie. Până atunci, noi stăm la dispoziție a tuturor operatorilor cu suport în ceea ce privește testarea sistemelor de rutare. Eu vă mulțumesc. Mulțumim domnului director Ioan Cordos. Într-adevăr, stabilitatea trebuie să termine în 21 octombrie. Din acel moment, România va fi în rândul grupei de state europene care aplică postabilitate, care va aduce o stare întreagă.